O seară magică. Felicitări băieților. Toți au fost. Am pregătit meciul foarte bine. Într-un moment în care trebuia să arătăm că chiar suntem o echipă foarte bună, chiar am făcut un fotbal foarte bun, contra unui adversar care venea cu moralul foarte bun, probabil prea sus la un moment dat, poate credeau că sunt mult mai bun ca noi și cred eu că poate au greșit. Noi am fost foarte conectați, foarte, foarte bine din toate punctele de vedere, am pregătit meciul, am văzut lipsurile care le aveau sau defectele care le aveau în zonele care erau, au făcut ce trebuie, îmi felicit echipa, să ne bucurăm de această victorie, astăzi, mâine și până luni când ne vedem și după aceea să o luăm de la capăt, pentru că la fel ne așteaptă un meci foarte greu la Craiova contra unei echipe foarte bune și foarte talentate, care e posibil să se întâmple orice. Așa că pregătiți, o luăm de la capăt. Asta e punctul meu care trebuie să-l facem eu și stafful, să ne mobilizăm, să găsim soluții, chiar dacă vin aceste probleme, e sfârșit de campionat și trebuie să găsim soluții totdeauna și să-i facem pe jucători să dea randamentul maxim, să exceleze cum au excelat în seara asta. Dacă înaintea partidei de aici, cineva v-ar fi spus că urmează să bateți cu 7-2, ați fi crezut? N-ai cum, nu pot să vin în față și să mint. Pentru că întâlneam o echipă foarte, foarte bună care a bătut CFR-ul și a bătut FCSB-ul. Deci, practic, în formă, moral, cu moral foarte bun, încrezătoare, probabil prea mult, dar noi am pregătit meciul bine și am arătat că chiar suntem cei mai buni. Sper să rămânem așa până la final. Alibă și Munteanu, revenire de senzate, cine vorbă? Toți jucătorii au fost fantastici, toți. Atacanții pentru mine au făcut meciul cel mai bun al lor din toate punctele de vedere, mai ales din faptul că faza defensivă la noi începe de la atacanți, trebuie să facă o presiune foarte bună. 90 de minute au făcut presiune, toți care s-au încercat și au făcut-o bine, de aceea cred că Rabito a suferit foarte tare, susținuți de mijlocași, susținuți de patru fundași care s-au apărat foarte bine și au câștigat duelurile. Am făcut ce trebuie, ofensiv am desfăcut, am făcut jocul nostru și am exploatat zonele care trebuia și cred eu că jucătorii care de aceea sunt pe primul loc, că au calitate, avem și calitate bună. S-ar putea să fi pierdut până la final. Da, ce să faci? Vom vedea aceeași problemă care avea înainte, nu știu cât de gravă e, că s-a oprit, dar vom vedea. Deci de discuție, da. De asta sunt aici, să găsesc soluții. Deci trebuie să găsesc alternative, așa că nu-i problemă. Un pas mare spre titlu? Pentru noi fiecare meci, în parte. Eu avem meciul la Craiova, 3 puncte, un meci important și luăm așa și vom vedea ce... Nu ne gândim mai departe. Suntem acolo, suntem pe primul loc și asta e. Cu cine veți ține între... Mă rog, vă așteptați ca Sepsi să dea o mână de ajutor? Cu nevastă mea, cu cine să țin. Ce treabă am eu cu ce joacă ei, cu toate că știți că am mai spus odată, mă uit la meciuri și chiar îmi plac meciurile și mă uit la toate meciurile, că asta, fotbalul, e viața mea, dar nu sunt că ce mi-ar conveni, ce nu mi-ar. Mie îmi convine când echipa joacă și câștigă.